Vă salut în numele minunat al Domnului Isus. Mă aflu din nou în fața colegiului Louisiana și sunt în acest loc care pentru mine are o semnătate foarte mare. Aceasta este biblioteca. Ea are un loc special în inima mea pentru că îmi place foarte mult istoria. Dar ce apreciez cel mai mult în istorie e istoria marilor treziri spirituale în care Duhul lui Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar și felul în care Dumnezeu a lucrat pe parcursul a secole întregi. Studiind tot mai mult istoria bisericii, am descoperit niște personaje extraordinare cum ar fi Whitfield. El a predicat în aer liber, fără niciun sistem de sonorizare, unei audiențe de la 30 până la 40 de mii de ascultători. Se spune că atunci când a predicat în Boston, aproape toți oamenii din oraș aveau altar în familie și se rugau pentru că Dumnezeu le mișcase inimile, aducând peste întreg orașul o mare trezire spirituală. Și în felul acesta Dumnezeu a mai lucrat pe parcursul întregii istoria bisericii. Și nu numai în America, dar peste tot în lume au fost mari treziri spirituale aduse de Duhul lui Dumnezeu. Îmi place îmi place foarte mult să vin aici la bibliotecă și să citesc cărți despre ceea ce Dumnezeu a făcut în trecut. Dar acum, dăm voie să spun ceva. Ceea ce Dumnezeu a făcut în trecut, Dumnezeu a făcut și în Cuvântul Său. Pentru că există o promisiune în Biblie care vorbește despre trezirea spirituală. Și anume, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va zmeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Aceasta este promisiunea trezirii spirituale și a fost adevărată pe paginile întregi scripturi și este adevărată chiar astăzi. Ascultă-mă, te rog! Am fost în locuri precum Cairo, acolo unde am predicat cuvântul și Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar. Dar mai târziu am descoperit că erau creștini care s-au rugat de ani de zile pentru ca Dumnezeu să lucreze cu putere în Egipt. Am fost în Abad. India și am predicat și biserica pur și simplu a crescut fantastic. Dar totul s-a întâmplat pentru că acolo au fost niște oameni ai rugăciunii. Chiar astăzi, lângă Biserica Baptistă din Hyderabad, există un turn al rugăciunii unde oamenii se roagă în timpul săptămânii. În felul acesta, Dumnezeu a lucrat într-un mod măreț pe parcursul întregii istoria a Bisericii, dar întotdeauna a făcut-o atunci când oamenii săi s-au rugat și au căutat fața sa. Acesta a fost primul punct pe ordinea de zi a oamenilor lui Dumnezeu. Apoi s-au smerit, s-au rugat au căutat fața lui și s-au întors de la căile lor rele. Acesta a fost planul lui Dumnezeu desfășurat pe parcursul întregii istorii. Promisiunea aceasta a fost reală în Sfânta Scriptură și este reală și astăzi. Dacă noi vom asculta de el, Dumnezeu va trimite trezirea. Există o legătură strânsă între rugăciune, trezire și marile treziri spirituale care au adus un seceriș al Evangheliei. Așadar, haideți să ne rugăm, haideți chiar astăzi să căutăm fața lui.